Încă o încercare a celor doi inculpați de a ieși din arest a fost sortită eșecului după ce, astăzi, magistrații Tribunalului Călăraș, instanță care îi va și judeca pentru faptele de corupție, l-a respins cererile. Bugiu și Colgiu au solicitat ca măsura de arest preventiv să fie înlocuită cu cea a arestului la domiciliu. Judecătorii au considerat că nu se justifică eliberarea celor doi și că o astfel de decizie ar dăuna cauzei în care cei doi sunt implicați. Hotărârea luată în ședință secretă de Tribunalul Călăraș poate fi însă contestată în următoarele două zile. Fostul președinte al Consiliului Județean Buzău, Cristi Bugiu, și finul său, Florin Colgiu, au fost reținuți, apoi arestați la începutul lunii decembrie, fiind inculpați într-un dosar instrumentat de Procurorii Anticorupție și pornit de la derularea a două contracte ce vizau elaborarea primelor două componente ale strategiei de dezvoltare durabilă la județului Buzău 2014-2020, proiecte realizate de o firmă de consultanță din Călăraș. Considerat mituitor, directorul acestei societăți, Gabriela Bădică, fost consilier județean în Călăraș, are tot calitate de inculpat în acest proces. Bugiu va fi judecat pentru luare de mită în formă continuată în valoare de 95.000 de lei, conflict de interese în formă continuată și tentativă de spălare a banilor. La rândul său, finul Florin Colgiu va fi judecat pentru complicitate la luare de mită în formă continuată și complicitate la tentativă de spălare a banilor.